Subiectul pe care vreau să-l abordez în această seară e unul foarte delicat. Ține, dacă vreți, de oglinzi, dar într-un mod nu doar fizic, ci spiritual. Adevărul, dragii mei, este că omul are o atracție incredibilă față de propria lui persoană. Apostolul Pavel avertizează și spune ceva foarte explicit, și anume că în zilele din urmă, oamenii vor fi caracterizați de o mare problemă, de un mare păcat. Vor fi iubitori cum? De sine. Vor fi iubitori de sine mai mult decât de Dumnezeu. Și adevărul, dragii mei, este că ne place să ne uităm la propria noastră reflecție. Oamenii de astăzi, dragii mei, preferă mai puțin ferestrele și mai mult oglinzile. Pentru că suntem foarte atrași de propriul nostru eu, de propria noastră imagine. Citeam undeva despre viața marelui om al lui Dumnezeu, Giorlamo Savonarola. E probabil o ilustrație pe care v-a mai zugrăvit-o în biserică prin cuvinte. Se spune că acest om al lui Dumnezeu, în tinerețea lui, a făcut practică în catedrala din Florența, pe lângă un mare episcop al vremii. Și Giorlamo Savonarola a observat, care era un foarte devotat, prezent aproape la fiecare slujbă în biserică, a observat cum în fiecare zi, săptămână de săptămână, lună de lună și aproape an de an, vă trei, nu știu, ani mai mult, a văzut cum o femeie din Florența venea în fiecare zi la biserică. Chiar era duminică, chiar era marți, chiar era joi, chiar era vineri, era în fiecare zi prezentă la biserică, în catedrala aceea foarte mare și somptuoasă. Și avea un obicei să se plece pe genunchi în fața statuii Fecioarei Maria și se ruga cu multă pioșenie și se uita foarte admirativ la statuia aceasta. La un moment dat, Giorlamo Savonarola, impresionat de femeia aceasta, de evlavia ei, îi spune mai mare lui acestei dioceze de Florența, îi spune, Sfinția voastră, să mă rog, frate, Domnul să te alduiască, cum a fi participat la Bihor, de acolo a fost în Florența. Și a zis, zice, părinte, vreau să vă arăt pe cea mai evlavioasă femeie din toată Florența. Și a zis părintele ăsta, dar despre cine e vorba? Uită-te la femeia aceea. Am observat-o de mult timp. În fiecare zi vine și se roagă în fața statuii. Plânge, e plină de admirație, e plină de reverație față de reverență față de Fecioara Maria. La care preotul ăsta mai bătrân și cu experiență lui Puvnirezu și zice Giorlamo, nici vorbă de așa ceva. Păi cum adică? Ascultă-mă, zice, am uzat vreo 30 și ceva de ani, mult timp, a long time ago, cum am zice noi cu romgleza noastră, acum vreo 30 de ani, mai bine, când un sculptor foarte înzestrat de aici, din Florența, a primit bani și în același timp directiva de a sculpta-o pe Fecioara Maria, de a face o statuie Fecioarei Marie pe care o așezăm aici în catedrală, a căutat mult timp un model feminin. Și a tot căutat prin tot orașul pe cineva, pe o femeie, care să fie inspirație pentru Fecioara Maria, pentru această statuie. Ei, vreau să știi ceva, Giorlamo. Femeia care a fost model pentru statuia aceasta cioplită de către acest mare sculptor este tocmai femeia aceasta. Și de când am pus statuia aici, de când am pus statuia Fecioarei Mariei, femeia asta vine în fiecare zi. Dar hai să-ți mai spun ceva ce tu nu știi. Ea nu iubește pe Maria. Ea nu iubește pe Dumnezeu. Ea nu vine de drag la biserică. Știi pentru ce vine? Vine să se admire în fiecare zi câte o oră. Femeia asta, de fapt, se închină la propria ei imagine. Vedeți dumneavoastră cum foarte ușor, de foarte multe ori, dragii mei, ne lăsăm păcăliți de aparențe. De foarte multe ori, dragii mei, credem și ne uităm la oameni care ni se par foarte, foarte vlavioși, dar care, de fapt, prin tot ceea ce fac, uneori chiar în biserică, nu fac nimic altceva decât să se slăvească și să se glorifice pe ei înșiși. Să ne păzească Dumnezeu de problema aceasta. Spun, dragii mei, că problema aceasta a iubirii de sine, pentru că suntem în acest ciclu, cu ce nu poți iubi atunci când iubești. Când îl iubești pe Dumnezeu, am văzut că nu poți să iubești lumea. Când îl iubești pe Dumnezeu, am văzut că nu poți să iubești banii. Ei, când îl iubești pe Dumnezeu, Biblia mai vorbește de unul al treia, dacă vreți, iubire interzisă. Este vorba despre iubirea de sine.
Și Apostolul Pavel specifică foarte clar că această iubire de sine va căpăta dimensiuni de pandemie. Este prima cu care începe în lista aceasta. A iubirilor degradante, a iubirilor, dragii mei, care îi duc pe oameni spre păcat. Este vorba despre iubirea de sine. Îngăduiți-mi să vorbesc despre păcatul acesta sub următorul titlu în această seară. Un păcat vechi îmbrăcat în haine noi. Pentru că iubirea de sine, dragii mei, e un păcat foarte, foarte, foarte vechi, dar este îmbrăcat, primește upgrade-uri în fiecare generație. Îl găsim, dragii mei, păcatul acesta al iubirii de sine înainte de creație. Îl găsim, dragii mei, în căderea luciferică a lui Satan, pentru că omul acesta, pentru că arhanghelul acesta, dragii mei, s-a iubit pe el și s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu. Păcatul acesta al iubirii de sine, dragii mei, îl găsim mai apoi de la începutul zilelor omenirii. Și spune Pavel, îl vom găsi până în ultimele zile ale umanității. Deci, dragii mei, e un păcat vechi, dar îmbrăcat în haine noi. Ce vreau să vorbesc în această seară și să vorbesc despre, din perspectiva biblică, dragii mei, despre iubirea de sine. Iubirea de sine, trebuie spus din capul locului, este un păcat. Dar este, dragii mei, un păcat promovat de societate, dar asupra căruia noi suntem avertizați de Cuvântul lui Dumnezeu. E, dacă vreți, un păcat promovat de cultura în care trăim, dar de care, dragii mei, noi suntem preveniți și avertizați de Cuvântul lui Dumnezeu. Și de ce spun că este păcat iubirea de sine? De ce putem să spunem clar din punctul de vedere biblic lucrul acesta? Pentru că, dragii mei, noi nu am fost creați de către Dumnezeu pentru a fi obiectul iubirii noastre. Noi am fost creați, dragii mei, pentru a ne canaliza întreaga noastră dorință și întreaga noastră iubire înspre Dumnezeu, care din iubire ne-a creat. Sinele, dragii mei, eul nostru nu a fost creat să ne satisfacă sau să ne împlinească. Sinele nu a fost creat ca în el să găsească satisfacție în percepția sau în promovarea lui. Dimpotrivă, dragii mei. Vreau să fiți atenți la ce spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolului, capitolul 17, începând cu versetul 26. Pavel este la Atena. Unde este Atena? Atena, dragii mei, este în Grecia și este țara și cu atât mai mult Atena, nu doar că este, dacă aveți, capitala, dar este capitala mondială a filozofiei și atunci și multe secole mai târziu. Erau tot felul de filozofi. Ori, dragii mei, lumea prin perspectiva filozofilor vede totul în jurul omului aproape în exclusivitate și acolo Apostolul Pavel face o afirmație șocantă și spune așa, el, adică Dumnezeu, le spune acestor filozofi, el a făcut ca toți oamenii, ce să facă, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei, ce să facă, să caute pe Dumnezeu, atenție, să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească, bâșbâind măcar că unde este. Zice, atenție, că este în ei? Nu. Ci spune că, zice, nu este departe de fiecare din noi, căci spune acolo, în El, nu noi. Pentru că în Dumnezeu, atenție, spune, avem viața, în El avem mișcarea, în El avem ființa, după cum au zis și unii și îl citează pe un filozof presocratic acolo, Apostolul Pavel. Dar în esență, dragii mei, ce vrea să spun Apostolul Pavel este, dragii mei, că noi, adevărata fericire, adevărata viață, adevăratul scop al existenței noastre, adevărata, dacă vreți, direcție a adorării noastre, nu este noi, ci trebuie să fie în Dumnezeu și noi trebuie să-L căutăm și să-L găsim pe Dumnezeu. Dar, dragii mei, ce spune cultura lumii? Ce spune sistemul lumii? Spune tocmai opusul. Protagoras, un alt filozof foarte influent grec, a spus în felul următor, omul este măsura tuturor lucrurilor. Și spunea Protagoras, cu alte cuvinte, oamenii vor găsi răspunsurile vieții. Știți unde? În noi înșine. Dintr-o dată nu e mai nevoie de Dumnezeu, pentru că ne avem pe noi. Și pentru că noi găsim răspunsul, suntem încurajați să ne admirăm, să ne explorăm pe noi înșine, să ne iubim, să ne apreciem. Sistemul lumii, dragii mei, tocmai asta ne încurajează, să ne uităm în noi, nu să ne uităm la Dumnezeu. Și uitați-vă cum este promovată de către cultură iubirea asta a sinelui.
Noi, dragii mei, spunea cineva, am citit un articol expus în cadrul unei conferințe la Institutul Logic Pentecostal din București de către un medic din Cluj, doctorul Crișan, și omul ăsta spunea că noi, ca oameni, suntem aproximativ 90% rezultatul culturii în care trăim. 90% a ceea ce noi suntem, a modului în care ne comportăm, a modului în care ne raportăm la viață, este rezultatul direct al culturii în care noi trăim. Și, dragii mei, problema știți care este? Că această cultură, dragii mei, contemporană în care noi trăim, este definită nu teologic, ci sociologic. Cultura care mă influențează pe mine și pe tine, cultura în care noi am crescut, generația asta post-gencebristă, în mod special, ascultați-mă, are ca referință nu Biblia, ci sociologia. Și există o celebră piramidă, pe care probabil ați auzit-o, ne-a studiat-o, este celebra piramidă a lui Maslow, Abraham Maslow. Vă rog, dacă se poate, să o afișați și o să vedeți ceva foarte sugestiv. Asta e piramida nevoilor. Celebra piramidă a nevoilor, formulată de către Abraham Maslow. Știți ce este în vârful acestei piramide? Știți ce este în vârful acestei piramide? Nevoia de autoactualizare, uitați-vă mai apoi, este nevoia de stimă. Astea sunt forțele motrice care conduc oamenii astăzi. Nevoia de autorealizare, de autoafirmare, dacă vreți. Nevoia de a fi apreciat, nevoia de a te iubi, de a fi iubit. Oameni buni, lucrurile acestea sunt cât se poate de serioase pentru că l-au scos pe Dumnezeu din centrul nevoilor noastre. Asta spune societatea. Asta sunt învățați copiii noștri la școală, asta sunt învățați studenții noștri, pe baza acestor priorități. Toată cultura, dragii mei, se învârte. Dumnezeu nu este acolo, Dumnezeu este scos din ea. Cultura noastră în care noi trăim și ne formăm astăzi nu mai este una teologică, ci este una sociologică. Acum, uitați-vă cum a fost implementată în mod direct în școală. În sistemul educațional, de mici copii, uitați-vă că toți au ajuns să primească, spunea omul ăsta, trofee. N-ați văzut? Bă, că ești de 4, că ești de 2, că ești de 10, toți sunt speciali. Și se acordă premiul special pentru că n-a făcut nimic, dar este special el, chiar dacă nu face nimic. Trebuie să-i dai premiu. Pentru că n-are voie cumva să se simtă stânjenit pruncul tău. Mai mult de atât, uitați-vă, modificarea sistemului de notare. O venit la mine, am o două săptămâni, Filip, și tot timpul vine la evaluarea tatălui. Adică să-mi spună ce notă la școală. Și zice Filip, tati, uite, nota, cât ai luat? Eu îl întreb, știi? 9! Wow! Până 9, felicitări, bravo! Dar nu știu ce mi-a venit. Eu sunt obișnuit cu sistemul ăla de notare, de cu 2, pe 3, cu 4, pe 5, știți, din perioada aia serioasă a istoriei. Și zic, da, tati, 9, bravo, bă, zic, o mai lua cineva, eu acum să văd mândru de pruncul meu, să văd, așa că nu mai sunt mulți ca tine. Da, zice, mai sunt câțiva. Cât? Vreo 10. Cât? Bă, dar au luat cineva 8. Bă, 4, am aflat că toți au luat aproape 9, majoritatea la nota 9. De ce? Pentru că trebuie să dea note mari la toți. Pentru că nu mai există, uitați-vă, din școala primară există, nu mai este 1, 2, 3, 4, 5. Mai țineți minte 3-ul ăla care v-a prăbușit? Mai țineți minte bătaia după 3-ul pe care l-ați luat acasă? Aduceți aminte ce stimulant era să înveți? Țineți minte, nu? Dar astăzi, auziți, e insuficient. Cum să spui doi? Insuficient. Bine. Foarte bine. De ce? Sistemul ăsta de învățământ, dragii mei, care are la bază sociologia și nu teologia, nu e un sistem bazat pe merite, ci este un fel, dacă vreți, de abordare din asta foarte, foarte umanistă a vieții. Trebuie să te iubești. Trebuie să fii apreciat. Trebuie să primești trofee. Toată lumea, uitați-vă, au dispărut pedepsele. Au dispărut pedepsele pentru că tu, dacă cumva îți disciplinezi, dacă ai îndrăznit să atingi așa divin cu o palmă. Vai, l-ai traumatizat.
E copilul traumatizat, îi cade stima de sine ca și calciu, dintr-o dată. Are probleme, săracul de el. Păi, oameni bune, unde sunt anii 90? Unde sunt anii 90? Care, vreau să vă spun, au format oameni foarte șlefuiți. Toți ca niște furgi din ăștia, nu cumva să-l atingi că dispare, se dezintegrează, vai, pruncul mami, pruncul tati. Asta face cultura asta a iubirii de sine. Și ce face, dragii mei? Creează un sistem educațional care are mari probleme. Problema știți care este? Când ești crescut în cultura de sine, vei fi tot mai reticent la mesajul Evangheliei. Dar, oameni buni, când toată ziua te se pune la școală, ești special, deși nu ești. Ești extraordinar, deși ești opusul. Ești cel mai frumos, ești cel mai talentat. Wow! Chiar dacă lucrarea ta a fost de doi, știi, te-ai apropiat, ai încercat, bravo, felicitări, poți mai mult. Bă, cât merge cu asta? Dar ascultă-mă, când cultura asta în care tu crești, toată ziua spune că ești special, că ești bun, că trebuie să te iubești. Și când auzi Evanghelia, vii la biserică și l-auzi pe pastor, uitați ce a zis Iisus, trebuie să te lepezi de tine. E șocant. E o mare problemă. Înțelegeți că oamenii vor fi tot mai refractari la Evanghelie în cultura asta? Pentru că, dragii mei, ceea ce spune Hristos este șocant pentru oameni. Și spune, Matt Chandler este un om al lui Dumnezeu care a abordat foarte mult subiectul acesta al sinelui și spunea în felul următor, noi ne raportăm la noi, la sinele nostru în trei moduri. Fie, unu, evităm, adică nu ne place ce suntem, fie spunea ne adaptăm, cei mai mulți asta facem. Bă, nu-mi place cum sunt, dar pozez că sunt ok. Îs bine și dacă nu-s bine, dar zâmbesc, Colgate-ul funcționează și astăzi. Just smile, nu? Mai mult de atât, spunea, există o treia tendință foarte greșită și anume acceptarea necondiționată. Bă, ăsta-s eu. Ți-a auzit replica asta tot mai des. Așa-s eu. Mai zic că ce spune cultura în care tu crești? Fii tu însuți. Și dacă ești praf, bă, ăsta-s eu, îs praf și-s mândru că-s praf. Asta face cultura în care trăim. Dumneavoastră realizați ce face cu noi? Ne încurajează, dragii mei, înspre un drum greșit. Să vă dau un caz. Pentru că această acceptare a ta necondiționată, ăsta sunt eu, așa sunt și îmi place cum sunt. Și auziți, oamenii au pretenția ca și ceilalți să se raporteze la ei în modul acesta. Vă dau un caz, e foarte cunoscut deja în lume. Este, nu știu dacă ați auzit despre, și gros, Toco. Ați auzit Toco? Hai să vă arăt. Poză, vă rog. Am alergie la câini și la pisici, să fie clar. Dar asta nu e un câine. E un om. El e un om, îl cheamă, mă rog, Toco, așa e pseudon. Bine că nu și-a pus numele la japonez. E un japonez la origine. Dar care, știți că tot dă pe costumul ăsta, au făcut cineva, o dat comandă să se facă un costum de câine, $14,000. Și o zis, vreau să-mi faci un costum de, pentru că eu sunt câine, o zis. Și Toco ăsta al nostru, domn, omul câine, nu fiți atenți, omul ăsta câine petrece cea mai mare parte a timpului din zi costumat în câine. Merge pe stradă, refuză să vorbească, comunică prin lătrat. Ei, știți care a fost șocul? Eu m-am râs și m-am amuzat foarte tare. Îmi zic, unul în lume, așa, departe în Japonia, slavă Domnului că e departe. Dar am aflat că la o săptămână distanță, după ce a devenit viral cazul lui Toco, în Berlin, oameni bune, nemții noștri, aia care fac mașini bune și oameni stricați mai nou, peste 1000 de oameni s-au adunat în fața unei instituții guvernamentale, au început să latre, să urle și să spună că ei sunt câini și că cer guvernului în mod imperios să fie recunoscuți ca și câini. Băi, oameni buni, știi ce-i faină? Că ăștia nu vorbesc latră. Și ei nu e bine că nu pot vorbi, slavă Domnului, că nu știu ce a scoate de pe gură. Peste 1000 de oameni să ne înțelegem, unii cu facultate. Asta e lumea în care trăim. Aici ne duce cultura. Îi spune, dar nu, ta să-ți vedeți pe Tocul până Oradea, mâine, poi mâine, vă garantez. Avem noi chestii românești la asta. Asta face iubirea de sine. Trebuie să mă accepți.
Adică dacă un om n-ați văzut mai nou, ce spune cultura, sociologia vieții care produce cultura în care trăim? Păi eu dacă mă trezesc în dimineața asta, ca așa se întâmplă în America, eu, dacă unul se trezește la 40, toată viața a fost bărbat și la 40 de ani într-o zi se năzărește că el e femeie, trebuie să-i te adresez că e femeie. De ce? Pentru că așa el, așa vrea el să fie. Pentru că ne iubim. Pentru că ne raportăm la propria noastră persoană, dragii mei, și avem mari probleme. Și știți ce e interesant? Că până și ăia care au promovat, întreaga societate seculară, care au promovat conceptul ăsta al iubirii de sine, al stimei de sine. Pentru că ce au zis sociologii ăștia? Dom'le, cele mai mari probleme ale omenirii sunt cauzate de lipsa scăzută a stimei. Oamenii au probleme cu stima de sine și noi trebuie să încurajăm, noi trebuie să, uite, o zis, marea criminalitatea, infracționalitatea, marile probleme, conflicte, toate sunt generate, zic ei, pentru că l-au scos pe Dumnezeu din ecuație, sunt cauzate, știți de ce? De lipsa scăzută de sine. Și atunci trebuie să creștem nivelul optimismului oamenilor. Și unde se ajunge? Se ajunge, dragii mei, la niște derapaje mari de tot. Și oamenii ajung să trăiască într-o cultură a narcisismului. Se promovează tot mai mult, dacă vreți, un fel de evanghelie a stimei de sine. Și asta, dragii mei, la nivel social. Știți, uneori iubirea de sine este folosită ca pe o scuză pentru un comportament negativ. Și asta se sizează culmea oamenii seculari. Ăștia care au creat monstrul ăsta cultural își dau seama că nu mai pot să-l oprească și își dau seama că îs din ce în ce mai mari probleme. Și spunea una dintre acești mari psihologi, Sidney Ellis, a tras atenția și a zis: bă, stai că am mers prea departe. Și de ce? Pentru că această iubire de sine dusă într-o zonă narcisistică, a zis ea, are o problemă pentru că îi rănește pe alții. Stai că avem probleme deja. Știți cum? Există oameni care se iubesc foarte tare pe ei. Și știu ce fac? Îi rănesc pe alții, motivând, știi, eu așa sunt eu. Adică te înjură. Adică e agresiv cu tine. Adică se comportă violent cu tine. Dar știți ce spune? Știi? Eu nu vreau să mă prefac. Ăsta sunt eu. Foarte fain să ai un sos din ăsta, nu? Foarte sincer. Cu ce te ajută că e el așa? Dar știi ce fac oamenii ăștia? Nu mai văd nevoia de schimbare, pentru că se acceptă pe ei așa cum sunt. Mai mult de atât. Oamenii ăștia, dragii mei, evită orice confruntare. O să întâlniți tot mai nou în filozofia și în cultura acestei lumi oameni care o să zică, știi ceva, nu mă simt bine, te rog frumos. Dacă ai ceva frumos de spus, să-mi spui, dacă nu, nu-mi zice nimic de rău. Că mi-aduci un vibe negativ. Pe serios. Când mai dădeam maică-mea câte un vibe așa din ăla, așa mă vindecam pe loc. Dar în zilele ăștia, știți, e o prezență toxică, toți sunt toxici în viața noastră. Prezență toxică, prezență, toți sunt toxici. Îmi strici, ați auzit terminologia, îmi strică karma. Păi oameni buni. Habar n-avem ce monștri naște ideologia aceasta. Să ne ferească Dumnezeu. 2. Păcatul ăsta, dacă vreți, vechi, îmbrăcat în haine noi, vreau să vă spun că o trecut și granița bisericii și aici ai mari probleme. Și de ce? Pentru că această iubire de sine, în al doilea rând, a dus la interpretări nebiblice, culmea ale unor versete din Biblie. Pentru că această cultură a lumii, dragii mei, s-a transpus în spațiu creștin. Și o să fiți șocați să vedeți că există oameni care argumentează că trebuie să te iubești. Și atenție, ăștia nu vin cu tratatele lui Buddha, pentru că foarte multă teologia asta vine din budism, dacă vreți, al culturii lumii. Dar ascultați, există oameni care, și ce au făcut, au interpretat clar nebiblic, culmea este folosind anumite versete din Biblie. Vă dau un exemplu. Levitic 19:8, Matei capitolul 22:39-40. Ce spune? Iubește pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, asta e prima poruncă. Tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, bun. Și spune acolo, și zice, iar a doua poruncă, spune Iisus, a doua asemenea ei este ce să faci? Să iubești pe aproapele tău, cum? Ca pe tine însuți. Și tot ce o înțeles ei, tot ce o luat ei, e numai fraza asta. Ca pe tine însuți. Deci Domnul ne spune că trebuie să ne iubim pe noi înșine. Și vreau să vă spun ce a pornit de aici. O adevărată avalanșă, dragii mei, de predicatori, de cărți,
motivaționale, de așa zise cărți creștine, de așa zise mesaje din partea lui Dumnezeu, iubește-te pe tine. De ce? Pentru că o zis Domnul. Nu e porunca acolo să-L iubești pe Domnul, să-L iubești pe aproapele tău, cum? Ca pe mine însumi. Deci trebuie, frate, concluzia, asta am înțeles, concluzia este că trebuie să mă iubesc pe mine. Oameni buni, pe ce argument au venit oamenii ăștia? Au zis așa, atenție, e foarte șmecher, adică au și logica lor. Au zis, dacă nu te iubești pe tine, cum ai putea să-L iubești pe aproapele tău? Good point, a zice ei, nu? Na? Zi, frate, ceva la asta. Deci, dezlegare la iubire de sine, fraților. Pentru că tu dacă nu te iubești pe tine, tu nu poți să-L iubești pe vecinul tău, pe aproapele tău, cu cei cu care interacționezi. Ok. Oameni buni, o să auziți expresii de genul foarte des în cântece? Și cred că va trebui să puricăm serios lista de playlist-ul bisericii noastre și nu numai. O să auziți foarte des invocate mai nou în cântări, în mesaje, expresii de gen fii tu însuți, să te simți bine cu tine, să te înțelegi pe tine, să-ți faci timp pentru tine, să ai grijă de tine, să faci ceea ce crezi tu că este bine. Totul e despre? De ce? Pentru că ne-a spus Domnul să ne iubim. Și știi ce se transformă Dumnezeu în toată ecuația asta creștină, cu ghilimele? Dumnezeu, dragii mei, nu mai este Domn. Dumnezeu este pe postul de servant al dorințelor tale. Să te simți bine. Nu contează că tu ești un... Nu contează că n-ai citit Biblia de 4 luni de zi. Nu contează că stai toată noaptea pe Netflix. Nu contează că habar n-ai ce scrie nici măcar în Psalmul 1. Dar eu mă iubesc pe mine însumi. Eu fac timp pentru mine. Totul e despre mine. Știți de ce? Pentru că aici a adus, dragii mei, interpretarea asta. Acum, atenție, un alt argument al lor a fost logic, o zis ei, din prima deducție. Care a fost? Joyce Meyer, asta e mămica evangheliștilor prosperiști. Există și tăticul care e Joel Osteen, dar asta e bunica și mămica la un loc. Auziți? O zis ea, interpretând aci că trebuie să te iubești ca pe tine însuți, zice, nu poți să dai ceva dacă nu ai. Cum adică, cum aș putea să iubesc aproapele meu dacă nu mă iubesc pe mine? Deci eu nu pot să dau ceva dacă nu am. Tot asta spune în premisa și în logica ei că tu nu-L poți iubi pe Dumnezeu dacă nu te iubești pe tine. Serios. Fraților, vreau să vă spun foarte clar că atunci când vine vorba de Scriptură, oamenii răstălmăcesc cu Biblia în mână cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun foarte clar, dragii mei, că această expresie a Mântuitorului, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău, care o poruncă, să-L iubești pe aproapele tău, care este a doua asemănătoare ei și spune ca pe tine însuți, atenție, n-a creat o a treia poruncă. Sunt două porunci, nu a treia, pentru că ar fi specificat și a treia poruncă este să te iubești pe tine însuți. Mai mult de atât, dragii mei, această expresie a lui Iisus Hristos care spune ca pe tine însuți, să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți, pornește de la o constatare că oamenii se iubesc. Nu e nevoie de poruncă, e o evidență, faptul că noi ținem la noi, faptul că suntem preocupați de noi. Ceea ce face Iisus Hristos, dragii mei, este să constate ceva și nu să ne încurajeze să ne iubim. Iubește-L pe aproapele tău că te iubești pe tine. Tu deja o faci, dar trebuie să o faci în direcția propriului tău, fii altruist. Nu te gândi numai la tine. Mai mult de atât, dragii mei, uitați-vă, Pavel aici vorbește să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, este îndemnul de a crește, știți în ce? În dorința de a-i face fericiți pe alții, la fel cum cauți tu să fii fericit. La fel cum vrei să-ți faci ție bine, trebuie să faci bine aproape lui tău. Asta înseamnă să-L iubești, să fii preocupat de El. Este aici, dragii mei, argumentul din Efeseni, capitolul 5, cu versetul 28, în cadrul căsătoriei. Ce vede și cum vede Pavel iubirea de sine? Tot așa spune Efeseni 5, cu 28. Trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe ce? Ca pe trupurile lor. Că cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui. Ce face cu trupul?
Îl hrănește, îl îngrijește cu draca și Hristos biserica. Atenție, dragii mei, îndemnul lui Pavel de a-ți iubi nevasta în privința asta pornește de la o constatare că tu-ți iubești trupul. Ei, cum îți iubești trupul, cum ai grijă de tine, cum te îngrijești, trebuie să-ți îngrijești nevasta. Repet, este nu încurajarea a te iubi pe tine, ci este o constatare. Și încurajarea, dragii mei, este să-l iubești pe aproapele tău. Dar vedeți dumneavoastră, când vrem să vedem în Biblie numai ce vrem noi, putem să devenim foarte, foarte selectivi într-un mod greșit. Care e îndemnul lui Dumnezeu pentru noi atunci? Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. În cultura acestei lumi în care noi trăim, oamenii sunt îndemnați să se iubească. Oamenii sunt îndemnați să se iubească pe ei, să-și acorde timp lor, să fie trească pentru ei și nu pentru Dumnezeu. Și Iisus spune, prin Apostolul Pavel, Dumnezeu spune total diferit. Știi ceva? Tu nu te conforma lumii. Tu trebuie să te transformi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Uitați-vă câteva exemple de conformare după cultura lumii. Pavel avertizează, îi spune lui Timotei că oamenii vor fi cum? Iubitori de sine mai mult decât Dumnezeu. Mai mult atât, sfatul lui Pavel este, știi ce să faci? Depărtează-te de oamenii aceștia. Pentru că știi ce se va întâmpla cu oamenii care să iubesc pe ei? Și ce vor face oamenii ăștia? Spune în 2 Timotei capitolul 4 cu versetul 3 că își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile, sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Și oameni buni, ceea ce vreau să vă spun acum, nu-i nimic nou sub soare, adică șocul e tot mai mare, dar devine din păcate o normalitate. Există comunități, așa zis creștine, în care oamenilor le place să consume droguri. Și tot s-au gândit ei, bă, cum am putea să împăcăm noi și Biblia și drogurile? Și, atenție, și-au ales ideologilor, învățătorilor, ci că păstorilor și am auzit, dragii mei, și am văzut o scenă la un moment dat, nu mi-am venit să cred că pot să văd așa ceva, într-o așa zisă biserică, în care păstorul, dragii mei, susținea consumul de marihuana, de droguri, cu alte cuvinte, cu un argument, ci că din Biblie. Și auziți, e Geneza capitolul 1 cu versetul 29 și auziți argumentul lui teologic, debate teologic și zice și Dumnezeu a zis, păi scrie în Biblie, a zis. Când întreba cineva, bă, dar nu-i păcat? Stai puțin, zice, Geneza 1 cu 29 spune și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat... Ăștia-s pastori. Nu vreau să fiu rău, dar cred că va fi un loc special în iad, cum îți încerc mai multe camere, mai multe odăi, cred că o să fie unele și dincolo. Și au zis ce argument suprem. Și iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ, în Afganistan, în... și orice pom care are nord cu sămânță, aceasta să fie ce? Hrana voastră. Când te iubești pe tine, când îți iubești poftele, când îți iubești plăcerile, ascultă-mă ce spun, atât o să o cauți până îți vei găsi o biserică în care te simți tu bine. Atât o să cauți până îți găsești un păstor care îți predică ce vrei tu. Atât o să cauți până o să-ți găsești o comunitate care o să spună, hei, așa, e important să fii tu însuți, praf, drogat, distrus, nenorocit. E ok, fii tu însuți. Tot ce contează este să te iubești. Și după aia cântăm All I Need Is You. Încotro ne ducem, ferească-ne Dumnezeu. Dar Pavel zice, atenție Timotei, tu ești pastor în Efes, dar mare grijă. Păi dacă în urmă cu 2000 de ani era periculos, nici vreau să vă spun ce e astăzi. Pentru că, dragii mei, adevărul este că iubirea de sine, știți ce a făcut? A dus la interpretări nebiblice, culmea cu versete din Biblie. A unit darul de a răstălmăci Scriptura, ăsta e un dar demonic. Să ne păzească Dumnezeu și vreau să am o cerință la dumneavoastră specială. Să vă rugați pentru mine, să vă rugați pentru Alex, să vă rugați pentru Costel, să vă rugați pentru Ornel, să vă rugați pentru toți oamenii care slujesc în comunitatea aceasta. Ne rugăm și noi,
Dar am o rugăminte specială la voi și vă rog din toată inima. În rugăciunile voastre, amintiți-mă și pe mine. Nu cereți pentru mine bani, nu mă supăr, dar nu cereți sau altceva. Dar dacă vă rog să cereți ceva lui Dumnezeu, ascultați-mă, vă rog să-i cereți lui Dumnezeu, Doamne, te rog să-L binecuvântezi pe fratele Dorel, să-i dai înțelepciune, să rămână în cuvântul Tău. Am mare nevoie de rugăciunea asta. Am văzut atât de mulți oameni care au pornit bine și care au sfârșit-o rău. Și asta pentru că de foarte multe ori iubirea de sine, ascultă-mă, te duce să răstălmăcești cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea lucru, dragii mei, pe care vreau să subliniez este următorul. Iubirea de sine e un păcat vechi îmbrăcat în haine noi, dar hai să vedem cum putem, dacă vreți, neantiza, cum putem să scăpăm de el. Iubirea de sine, dragii mei, trebuie abandonată dacă vrem să-L putem urma pe Cel care s-a dat pe sine. Iubirea de sine, dragii mei, trebuie abandonată dacă vrem să-L putem urma, știți pe cine? Pe Cel care s-a dat pe sine. Uitați-vă la Hristos. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în carte Evreilor să ne uităm țintă. La cine? La căpetenia și la desăvârșirea credinței noastre. Și știți ce este fascinant la Iisus? Ceea ce este fascinant la Iisus, dragii mei, este că deși era Dumnezeu, spune Biblia, că s-a dezbrăcat pe sine de slava Lui cerească. Este că, dragii mei, acest Hristos, dragii mei, a renunțat la El pentru noi. Acest Hristos, dragii mei, este vrednic de iubit. Și de ce? Pentru că ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru noi. Modelul meu, dragii mei, și modelul tău nu este un ideolog al lumii acesteia. Modelul nostru este Iisus Hristos. Și spunem, în Apostolul Ioan spune la un moment dat, noi trebuie să trăim ca El. Și, dragii mei, Hristos n-a trăit pentru sine, El a trăit pentru noi, El s-a jertfit pentru noi, El a murit pentru noi, s-a lepădat, s-a dezbrăcat, a renunțat. Uitați-vă la viața lui Iisus. Putea, dragii mei, să stea în cel mai luxos palat din lumea asta și a ales la un moment dat să spună că Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Pentru că, dragii mei, El a venit să ne învețe ce înseamnă să te lași pe tine, să te abandonezi pe tine, să te lepezi. Hristos niciodată nu ne-a cerut ceva ce El n-a făcut înainte, dragii mei. Nu e un Dumnezeu undeva așezat pe muntele Olimp care tună și fulgeră și ne spune ce avem de făcut. E un Dumnezeu care a venit printre noi, spune Ioan, și s-a făcut asemenea nouă. Și de asta trebuie să înțelegi că iubirea de sine trebuie abandonată dacă vrei să-L poți urma pe Cel care s-a dat pe sine. La un moment dat, Iisus Hristos face o afirmație, dragii mei, pare mi se în Marcu, capitolul 8, dacă nu greșesc, cu versetul 34, Iisus Hristos la un moment dat spune în felul următor, știți ceva, dacă voiește cineva, dacă voiește cineva să vină după mine, dacă vrea cineva să mă urmeze, spune Iisus, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, dacă vrea cineva să fie cel care mă urmează, dacă vrea cineva să vină după mine, știi care e ideea? Poți să o faci, ești liber, nu te obligă nimeni. Chemarea asta lui Hristos e voluntară, nu e obligatorie. Ascultați-mă, Dumnezeu nu obligă pe nimeni de aici să se pocăiască. Dumnezeu, dragii mei, nu forțează pe nimeni de aici să meargă după El. Și ce spune Iisus? Însă dacă asta este oferta lui Iisus, asta este propunerea lui Iisus, zice Iisus în felul următor, știți ceva, dacă vrea cineva să mă urmeze. Și ce îi spune? Ce să facă? Să se iubească pe sine. Să se tot ziua în fața oglinzii, să spună, ce frumos m-a creat Dumnezeu. Sunt o făptură minunată. O să identificați bine pe proșpești, toate ziua textele astea sunt o făptură așa de minunată până la prima ceartă, până când se închide ușa apartamentului, ești o făptură minunată la semafor, când tot iată la tulot, ești o făptură așa de minunată, când ți-a venit factura și începi să urli pe Enel și pe cine mai prins, ești o făptură minunată până când auzi pe ciolacul, nu scumpim, dar... scumpim așa de fapt. Și știu și încep tu să binecuvântezi guvernul României și autostrăzile și tot. Și ești o făptură așa de minunat. Oameni buni, haideți să fim onești.
Și ce spune Hristos? Dacă voiește cineva să vină după mine, și asta e valabil urmă cu 2000 de ani și valabil și în 2023, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să se lepede, și ce să facă? Să-și ia crucea. Ce înseamnă să te lepezi? Fiți atenți, dragii mei, că asta ține de mine, nu de Dumnezeu. Doamne, Tu mă poți ajuta să mă lepăd. Eu știu că Tu, Doamne, vei face. Doamne, eu am țigara asta, dar știu că Tu, Doamne, o să o smuși, o să trimiți o ploaie, o furtună, să o sting acum, vreau un semn. Nu merge. Ce spune Dumnezeu? Eu nu o să te prind de mână să-ți arunc mâna. Ține de tine. Eu spun, dacă voiește cineva să vină după mine, fă asta. Și asta e treaba ta. Dumnezeu nu se bagă în treaba ta. Pentru că asta însemna să fiu robos, nu mai liber arbitru. Și spune Dumnezeu, vreau să mă alegi liber. Și dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede. Ori, a te lepăda de, Hristos, de sine, înseamnă, dragii mei, ce spune și Pavel în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 9. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați ce? Dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Să-și ia crucea mai apoi. Lepădarea este urmată de asumarea aceasta a crucii, să-și ia crucea. A-ți lua crucea înseamnă să te identifici cu Hristos. A-ți lua crucea înseamnă să te identifici cu Hristos, cu traseul Lui în lumea asta, nu cu aplauze, ci cu huiduieli. Să te identifici cu suferințele Lui, să te identifici, ascultă-mă, știi cu ce? Cu condiția pe care El a avut-o în lumea asta, a venit la ei săi și ei săi nu L-au primit. Să-ți iei crucea înseamnă, ascultă-mă ce spun, nu înseamnă să ți-o pui undeva la gât, nu înseamnă să o ai pe tricou. A-ți lua crucea înseamnă să te identifici cu Hristos întru toate, să te identifici cu Hristos în respingerea, în suferința și în moartea Lui. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispita vine, să o piuresc prin Sfântul Tău cuvânt. Știți unde a fost prima dată scris, nu pe foaie, că nu putea, ci la nivelul minții? Știți unde a fost scris prima asta frază din această superbă cântare și poezie? Într-un șanț, într-o baltă de apă, pe o vreme foarte friguroasă, de către un om al lui Dumnezeu. Acolo, într-o baltă, într-un șanț din la plin cu apă, când erau urmărit de securitate cu câini care fugeau după el pe un câmp. Era în șanț, în apă, toamnă, friguroasă. Și a zis, aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine, în pribegia mea pe acest pământ. Să înseamnă să te lepezi de tine, să ții crucea și să-L urmezi. Și să-L urmezi pe Iisus. Să-L urmezi pe Iisus înseamnă că nu tu dai direcția, ci Dumnezeu. A-L urma pe Dumnezeu înseamnă că tu nu stabilești destinația, ci Dumnezeu. Că nu tu alegi calea, că tu ai pune Waze, există o scurtătură, este un drum foarte fain, fără grop. Nu, Dumnezeu, te bași pe aici, pentru că trebuie să te învăț niște lucruri. Pentru că trebuie să te învăț să trăiești prin credință. Doamne, dar aș vrea să mă urc pe aici, că uite, știi, avem pe cotul la două kilometri, avem mâncare asigurat. Nu, Dumnezeu, Iisus, vreau să trăiești pe aici, pe drumul ăsta pustiu, că trebuie să te învăț niște lucruri, pentru că trebuie să trăiești prin credință. Doamne, ajută-ne la asta. Cât ești dispus să-L urmezi pe Iisus? Iubire de sine sau lepădare de sine? E un păcat vechi ăsta al iubirii de sine, dar e îmbrăcat în haine noi. De foarte multe ori, foarte atractiv, mai noi, e îmbrăcat în versete din Biblie. Cum să nu vrei o viață în care se promite că cerul e pe pământ? Când cerul invadează pământul? Cum să nu-ți dorești să mergi la o biserică în care ți se promite că o să fii fericit, că o să ai numai mărit de salariu, că nici măcar răceala și gripa nu o să mai ating de tine, că o să fugă toate? Cum să nu-ți placă să mergi într-o biserică unde faci toată ziua proclamații și dărâm și sfărâm ziduri și toată ziua ești pe val și nu în valuri câteodată? Nu ți-ar place? Știți că știau tot mai mulți adepți? Cine mai vrea crucea?
Cine mai vrea să plătească prețul? Ei, Dumnezeu întreabă în seara asta. Nu întreabă Dumnezeu câți vor să se boteze aici. Nu mă întreabă Dumnezeu, Dorel, câți aveți pe lista de botez? Sunteți mai tare că ei sau mai slabi? Aia zic, câte o botezată e, a? Iisus nu întreabă la Geneza câți membri aveți. Câți au fost la programul de dimineață, câți au fost la programul de seară. Se uită Iisus în biserică în seara asta și nu se uită la membri. Iisus se uită în biserică în seara asta și întreabă câți ucenici am aici? Câți ucenici sunt aici? Cât s-au lepădat de ei? Cât s-au luat crucea? Cât mă urmează? Cu ani de zile în urmă, primit un telefon undeva din diaspora de la un frate proaspăt întors la Dumnezeu. Mi-a povestit în inimar viața lui și mi-a zis, frate Dorel, uite cine sunt, uite ce am fost, uite ce am ajuns. Am avut o viață, spune el, câțiva ani de zile din punct de vedere omenește de vis. A fost, spunea, căsătorit cu o femeie de aici din Spania, era directoare de bancă. Câștiga atunci mii și mii de euro pe lună, plus bonusuri. Numai ea. Directoare de bancă. Zis, bă, eu românul plecat din sărăcie, ajuns în Spania, să fiu căsătorit cu directoare de bancă și o zis aia, bă, o zis, știi ceva, să nu cumva să te duci la lucru, câștigăm destul. O zis, dragă, ai grijă de tine. Păstrează-te pentru mine. Du-te la sală. Și-a zis, aveam abonament la cea mai tare sală de la noi de aici, din oraș. Fiecare zi mă duceam 2-3 ore pe zi la sală, mă îngrijeam de mine. La 2 săptămâni, și spunea Dorel, nu exagerez, la 2 săptămâni, mergeam de regulă fie la Milano, un city break la Milano, la Paris, la Londra, în mod special pentru shopping. Zic, Dorel, mi-am cumpărat haine cum nu-ți poți imagina. Țin minte că atunci când ne-am căsătorit, ne-am dus special la Milano ca să-mi cumpăr costumul de mire. A costat câteva mii de dolari, de euro, mii, 2-3 mii de euro, ceva în genul. Și a zis, Dorel, am dus câțiva ani de zile o viață, sală, haine, plimbări, mâncare bună, viață bună. După câțiva ani de zile de dus așa foarte bine, a venit soția mea. A venit într-o seară să uita la mine și a zis, știi ceva? Nu te mai iubesc. Cum adică? Nu te mai iubesc. Nu mai simt nimic. N-am vibe-ul ăla. Tu-ți cu vibe-ul. Pe când aude clon-claxon, vai, un vibe rău îmi dă. Ce ați pățit cu vibe-ul ăsta? Și pe Facebook, cu vibe-ul. Și-a zis, nu-mi place, m-am plictisit de tine, să fiu sincer, m-am plictisit de tine. Spune? Zice, și ce te rog, eu plec acum, ies cu prietenele, că trebuie să mă simt bine. Pe când mă întorc, uite, ți-am luat niște cutii, ia-ți tot ce ai și pleacă. Nu-i glumă. Pe când mă întorc, să pleci cu tot. Și-a zis, dintr-o dată, la câteva minute distanță, am căzut din al nouălea cer cu picioarele direct pe pământ. Mi-am
mi-am umplut niște cutii mari de tot, cu toate hainele, cu tot ce aveam. Am zis, aveam o colecție de CD-uri, de DVD-uri, din alea pentru bodybuilding. Cred că am dat pe ele vreo 1500 de euro, mai pe alea, numai casete cu trainer, special, toate. Îți doresc, am avut costume, haine, tot. Și au zis, n-am știut pe cine să sun, unde să mă duc, pentru că mi-am rupt toate relațiile, că nu mai avem nevoie de nimeni, când eu meream toată ziua la Milano și ăștia mergeau la căpșuni. Adică ce pretenție ai? Na, cum ți-a fost ziua? Bă, am fost pe la Balenciaga, așa, mă, bă, nu știu, am văzut două pantofi, nu știu, 1000 de euro, se iau pe ei cu 800, nu știu, I don't know, știți chestia asta. Tu, la căpșuni, a fost ok, eu zic, ce să vorbești cu ea? Deci, efectiv, n-ai niciun prieten. Și m-am trezit speriat, cu gențile afară, unde te duci? Să mă duc acasă în țară, no way? Ce fac acum? O găsit pe cineva la un moment dat, s-o dus la el, o stat câteva zile și el i-a zis, da, ești binevenit, bă, nu mai pleci decât după două zile. Și a zis, a fost în cel mai jos punct al vieții mele, dorești și în momentul ăla. Țin minte că mă duceam la un moment dat, am trecut pe un pod, mă plimbam, când nu mai știam ce să fac. Și pentru prima dată în viața mea mi-a zis, n-are rost să mai trăiești. Pentru ce? Pune capăt suferinței, aruncă-te și s-a terminat. Am reușit cumva să birui gândul acela, m-am întors acasă și la un moment dat a aflat cineva de mine. Un pocăit. Nu suportam pocăiții, apropo. N-am suportat pocăiții. Dar mi-a zis cineva, știi, noi avem program acela la biserică, n-ai vrea să vii cu mine la biserică. Te duc eu și după aia îți fac cinste cu o masă. Băi, zice, când am auzit de biserică, mi s-a întors stomacul pe dos, când nu suportam pocăiții, dar mi-era foame. M-a zis, hai că vin. Dorel. Când am auzit pe ea cum urlă în biserică, cum strigă, m-am speriat. Am vrut să fug de acolo, dar mi-era foame. Știți că uneori m-am adus încă o dată că m-a chemat la masă la el după aia. Și-a zis, a treia oară pare mi se spunea, a fost în biserică și pur și simplu dintr-o dată, l-am descoperit pe Iisus. Simplu. Nu a fost vedenie ceva, nu a fost ceva special. Efectiv, cuvintele care erau rostite și citite, efectiv, au dărâmat ziduri din viața mea. Și am aflat că e cineva care a murit pentru mine, că e cineva care mă iubește, că e cineva care mă vrea pentru El, care și-a dat viața pentru mine. Și Dorel l-am descoperit pe Iisus. Și a zis, Dorel, știi de ce te-am sunat? Zis, de ce? Stăteam la ștei pe vremea și poate Alex și-aduce aminte. A zis, frate Dorel, am aici în cutii toate hainele, toți pantofii, tot ce am avut, a zis, toate le am aici, împachetate, sigilate. Și a zis, Dorel, vreau să le trimit în țară, uite, vreau să ți le trimit la ștei. Și a zis, nu știu, dă-le acolo la biserică, la băieți, la tineri, la care vor, nu știu. Zic, cum să-ți dai, mă, hainele alea scumpe? Și Dorel, nu-i vorba, au zis, pur și simplu, auzi, am vrut într-o zi să mă îmbrac cu hainele alea, dar n-am putut. Și au zis, știi de ce? Pentru că mi-aduc aminte de cine am fost. Și mi-a atâta de rușine, mi-a atâta de scârbă de ce am fost, încât nu mai suport să văd nici hainele alea. Zic, Dorel, le pun pe atlasib, te le trimit, dă-mi o adresă și te rog ia-le și dă-le la tineri sau la biserică. Țin minte că am convocat o întâlnire de tineret la biserică. Și ca să-i convinc că veneau puțin pe vremea aia, am zis, veți, surprize. Numai să veniți. S-a terminat întâlnirea noastră scurtă de tineret și am chemat jos la demisolul bisericii. Erau vreo 3-4 cutii mari, imense de tot. Pline cu haine la firmă. Nu vă puteți imagina. C.S. Lewis, Cronicile din Narnia, știți? Când treci prin șifoneul ăla și intri într-o altă lume, cam așa a fost. Adică
cu ani de zile în urmă, să vă imaginați duminica la program la biserică. Apare, țin minte și acum, un tânăr, Iosua. Țin minte că apare un tânăr de-al nostru și stătea acolo la întâmpinare. Și avea costumul de mire de la Giorgio Armani al lui. Păi, oameni buni! Eram muștei, totuși. Acum, trebuie să recunosc că nu mi-am găsit nimic potrivit pe măsura mea. Asta a fost durere și mai mare la mine. Dar știți ce m-a marcat? Efectiv, ce mi-a spus omul ăsta, nu le mai pot purta, știi de ce? Pentru că mi-aduc aminte de cine am fost. Pentru că mi-aduc aminte de ce am iubit. Pentru că mi-aduc aminte în ce mi-am investit viața, fără folos. Zice, Dorel, îl iubesc pe Iisus. Și nu mai vreau nimic altceva. Hai să ridicăm. Dacă îl iubești pe Iisus, dacă îl iubești pe Iisus din toată inima ta, nu mai e loc de iubire de sine. Dacă îl iubești pe Iisus, o să-i acorzi timp. Știți de ce nu ne rugăm și de ce nu citim Biblia? Pentru că spunea un om al lui Dumnezeu, citeam o carte săptămâna asta, în domeniul acesta spunea, noi nu citim Biblia, noi nu ne rugăm, de multe ori nu venim la biserică, știi de ce? Pentru că ne iubim pe noi. Pentru că ne iubim prioritățile noastre, pentru că ne iubim planurile noastre, pentru că ne iubim plăcerile noastre, pentru că ne iubim, culmea, problemele noastre. Problema nu e de timp, problema e de iubire. Când iubești ceva, trăiești pentru aia. Când iubești, își faci timp. Când iubești, te sacrifici. Îl iubești pe Dumnezeu? Sau te iubești pe tine? Nu știu cât de mult se iubesc oamenii pe ei. Am văzut barometre de opinie aici, studii. Nu știu cât de mult ne uităm în oglinda aceea a lumii. Dar în această seară, dragii mei, vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, să ne oglindim în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și spune acolo, și spune, auziți? Spune Pavel, marea dramă vremurilor din urmă este că oamenii vor fi iubitori de sine și mai puțin iubitori de Dumnezeu, printre altele. N-ați vrea, dragii mei, ca noi să răsturnăm paradigma asta? N-ați vrea să-L iubim cu adevărat pe Dumnezeu? Pentru că dacă-L iubești pe Dumnezeu, nu mai este loc de altceva. Pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, trăiești pentru El, respiri pentru El, activezi pentru El, te implici pentru El. Nimic nu se pare prea mult, nimic nu ți se pare prea costisitor, nimic nu ți se pare prea greu. Nici 100 de kilometri dacă trebuie să mergi, nu ți se pare greu. Și de ce? Pentru că îl iubești. Dar dacă te iubești pe tine, nu poți, ascultă-mă, e incompatibil.